Vă îmbrățișez cu drag. Astăzi am ales să vorbesc despre curățarea și protecția spațiilor, în general în Reiki, da? Cu energia Reiki. Pentru protecția spațiilor, întâi se curăță spațiul, casa, încăperea. Se pot folosi următorii pași, dar acestea se pot modela în funcție de ceea ce veți găsi în acel spațiu. Este de importanță majoră. Așa. Deschiderea sursei de lumină, deschiderea dimensiunilor pentru a pleca răul. Deci ăștia sunt primii pași pe care trebuie să-i accesați. Deci deschiderea sursei de lumină, deschiderea dimensiunilor pentru a putea pleca răul, rugăciuni, invocarea energiilor, folosirea simbolurilor, invocarea flăcării violet, cine are acces la ea, folosirea sferelor de lumină, folosirea crucilor de lumină. Conul de lumină. Cum se face conul de lumină în Reiki? Se deschide sursa de lumină deasupra încăperii folosind Chokurei, Seiheki, Honshaze Shonen, Daikomyo, simbolul corpului spiritual, lăcaș măreț al marii lumini strălucitoare. Din sursa de lumină se ia și din sursa de lumină se ia lumină și cu ea se înconjoară încăperea de 33 de ori. Folosind astfel un con, având la bază 33 de cercuri, vârful conului fiind situat în sursa de lumină. Se activează pe podea simbolurile Chokurei și Seiheki. Se condiționează lumina, care curge prin vârful conului de la sursa de lumină, să curgă în permanență prin acest con și să curețe tot ce este negativ în acea încăpere. Dacă simțiți că în încăpere sunt legături, blesteme, farmece sau alte forme, gând, magie sau indiferent de programe sau spații malefice, informații, informați lumina care curge prin con cu următorul algoritm. Lumina de la Duhul Sfânt ce curge prin acest con să anihileze toate legăturile, farmecele, toate energiile negative, programele malefice, toate spațiile malefice, formele gând malefice, toate blestemele din această încăpere, acum și pentru totdeauna. Amin. Deschiderea dimensiunilor pentru a putea pleca răul. Cum se face acest lucru? Se activează pe podea simbolul Seiheki cu intenția de a deschide dimensiunile prin care răul să poată ieși din acea încăpere și să meargă în dimensiunile inferioare sau acolo unde hotărăște bunul Dumnezeu. Apoi se sigilează, se face o cruce mare de lumină pe podea și se rostește mental. Cu pecetea Duhului Sfânt se pecetluiește acest spațiu, să nu intre nimic malefic în el, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se spun rugăciunile următoare. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte de trei ori, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purvea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, Doamne miluiește de trei ori, Tatăl nostru, ușa milostivirii, cuvine-se cu adevărat, bucură-te, Marie, rugăciunea inimii de trei ori și psalmul 142. Invocarea energiilor. În funcție de inițierile pe care le aveți, puteți invoca energii și puteri cerești care să vă ajute în curățarea spațiului. Puteți invoca energia Mahatma, energia Shambhala, conștiința hristică și iubirea necondiționată pentru a curăța și îndepărta tot ce este malefic în acea încăpere. Condiționați ca aceasta să curgă prin con și să curețe tot ce este negativ. De asemenea, se pot invoca cele șapte raze ale maieștrilor ascendenți pentru curățarea spațiului, energiile celor șapte arhangheli planetari. Dacă aveți inițierile în Niterian Reiki sau Maestria Shambhala. Activarea simbolurilor. În colțurile camerei se activează simbolul Rama. Pe pereți se activează Chokurei, Seiheki, Zonar și Halu. Pe tavan și pe podea se activează Chokurei și Seiheki. În mijlocul camerei se activează Daikomyo, Daikomyo tibetan, Om, Heart și crucea dimensională, tridimensională. Activați în mijlocul camerei toate simbolurile cunoscute și vizualizați cum cresc și devin din ce în ce mai luminoase și umple toată încăperea. Pe tavan se activează simbolul Shanti cu vârful îndreptat în jos pentru a umple camera cu energia păcii. Duhurile necurate nu suportă pacea și astfel vor fugi. Invocarea flăcării violet-argintie. Se respiră de câteva ore adânc și rar, atenția fiind îndreptată asupra inimii.
Se face invocarea flăcării argintiu violete cu credință, respect și iubire. Invoc acum flacăra argintiu violetă. Eu sunt o ființă de foc violet argintiu, sunt puritatea pe care Dumnezeu și-o dorește. Se cere flacăra în palmă. Saint Germain, te rog, dă-mi flacăra ta violet argintie pentru curățarea acestei camere, case sau locuințe, cum spuneți voi. Se vizualizează cum flacăra din palme crește și umple încăperea și anihilează tot ce întâlnește negativ în calea ei. Flacăra violet-argintie are o vibrație mare și entitățile malefice nu-i rezistă. Duhurile necurate pleacă din fața ei, iar entitățile bolilor, NM-uri, ECM-uri sau SCM-uri sunt arse și distruse. Este deci foarte eficient pentru curățarea caselor. O altă metodă este folosirea sferelor. Se creează între palme o sferă de lumină, se încarcă cu simbolurile știute, toate simbolurile știute, și se informează să curețe încăperea de toate energiile negative și malefice. Crucile de lumină. Se stă în mijlocul camerei și se activează cu palmele pe pereți și tavan crucile mari tridimensionale. Se recomandă câte 3 pe fiecare perete. Aceste cruci se vizualizează a fi de lumină și se comandă să curețe, se comandă să curețe tot ce întâlnesc în cale. Rugăciunea pentru a aduce în încăpere entitățile de lumină pentru ajutor. Dacă este făcută din suflet, această rugăciune deschide de la cer până la Dumnezeu Tatăl. În numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a răstignit pentru noi păcătoși și a murit pe cruce și a înviat a treia zi și care s-a ridicat la cer și șade de-a dreapta Tatălui, rog ghizii spirituali să vină în această cameră, să ne ajute la curățarea ei. Rog îngerii să vină să ne ajute. Rog arhanghelii să vină să ne ajute și să ne sprijine și să îndepărteze toate duhurile necurate din această încăpere. Rog puterile, domniile, începătorii și stăpânii să vină să ne ajute în această lucrare făcută în numele Sfintei Treimi. Rog serafimii, heruvimii, tronurile să coboare în această cameră să ne ajute în această curățare. Rog Sfinții Apostoli și toate puterile cerești să fie cu noi în această cameră pentru a ne ajuta, sprijini și proteja în această lucrare făcută în numele Sfintei Treimi. Te rog pe tine, Metatron, fii cu noi în această cameră. Te rog pe tine, Maică, Iisuse Hristoase și Dumnezeu Tatăl împreună cu Duhul Cel Sfânt. Veniți cu noi păcătoși în această cameră pentru a ne ajuta să o curățăm de tot ce este necurat în ea. Acum am să vă spun alte câteva motive folosite în situații deosebite. În cazul în care în casă și în încăpere sunt legate duhuri, unele persoane rău intenționate folosesc un tip de atac pe SI prin care sunt legate duhuri necurate și ținute într-un anumit loc pentru a face rău, evident, celor care locuiesc acolo. Aceste duhuri trebuie dezlegate și apoi trimise acolo unde hotărăște Dumnezeu. Radiestezic se poate verifica câte duhuri necurate sunt în căpere și câte din acestea sunt legate. Pentru dezlegarea lor se pot face crucile de lumină împreună cu algoritmii, se poate condiționa lumina care curge prin con sau se pot ruga îngerii personal să le dezlege. Exemplu de algoritm de dezlegare. Cu lumina Duhului Sfânt se dezleagă toate legăturile de magie și tot ce este făcut a înrobi duhurile necurate din acest spațiu, iar acestea să meargă acolo unde hotărăște Bunul Dumnezeu. Dacă în casă sau în încăpere sunt legați cumva șarpele cu șerpi kundalini, sunt case unde au fost legați sau prinse spirite de oameni, șerpi kundalini, adică poate fi vorba de magie, prin care spiritul unei persoane este scos din corp și legat acolo. Sau în momentul morții unei persoane, spiritul său nu a putut urca la cer și a rămas prins între lumi, rămânând în acel spațiu până când cineva îl dezleagă. Radiestezic se poate verifica numărul de spirite legate în acel loc și numărul de ani de când sunt prinse acolo. Sunt mai multe metode folosite pentru dezlegarea și eliberarea acestor spirite. Se pot deschide dimensiunile și condiționează ca fiecare să meargă la nivelul la care este îngăduit de Dumnezeu. Sau poate fi chemat Mântuitorul și rugat să ia fiecare spirit și să-l ducă acolo unde știe el că este locul fiecăruia, spre binele lor suprem. Dacă în casă sunt blesteme, spații sau forme gând malefice, în astfel de situații se pot folosi crucile de lumină împreună cu algoritmii de anihilare a acestora sau flacăra lui Saint Germain. Se pot face slujbe, feștanie și maslu.
Se poate măsura radiestezic numărul necesar de slujbe sau numărul necesar de curățări pentru anihilarea completă a acestor forme energetice malefice sau negative în general. Ca idee, cam asta ar fi. Sper să vă fie de folos acest material. Vă aștept să vă abonați la canalul meu și promit să postez, să fac cât mai multe înregistrări cerute de voi cu subiecte comune, cu subiecte interesante și în genere cu tot ce vă este necesar și util în viața de zi cu zi, ce vă este de ajutor în primul rând. Vă îmbrățișez cu iubire infinită și vă aștept să vă abonați la canalul meu. Numai bine!